Ne aflăm pe bulevardul Nicolae Grigorescu, în dreptul blocului B3 bis, în părculețul pentru copii, unde remontăm blaturile de lemn de la bănci, care au fost ridicate pentru recondiționare și întreținere. Noi le-am demontat, le-am dus la sediul nostru, la atelier, unde le facem reparațiile necesare, le șlefuim și le băițuim din nou cu o ecolazură specială care întreține lemnul și îl protejează foarte bine împotriva intemperiilor. De pe aceste băncuțe s-a luat în timp lacul și baițul care a fost și acum pe timp de iarnă intră apă, umezeală și ne trezim în primăvară cu ele deja putrezite și e mai eficient așa și mai ieftin să le întreținem decât să ne trezim că trebuie să le înlocuim. Sesizarea am primit și din partea cetățenilor și din partea inspectorilor noștri care sunt toată ziua pe teren și se și văd că trebuie să întreținute, trebuie să intre într-un proces de reabilitare și întreținere.